zice că un comic voiazor, la un dat, o să-ți bagă piciorul, s-o să trage un glas pe drumul, pe trăd, pe blocuri, sus, jos, pe liftul, fără, cu arsenale în spate. No, și acum, acum era plin de ofertele, cere de muncă, pe sătăt, orice magazin avea, angajăm. Mare la un supermarket, zice, vorbește cu șeful, zice, bună ziua, ce pentru angajări. Zice, da, sigur, zice, aveți ceva experiență cu zări. Zice, ceva experiență, da, asta e cu viață tău vindea, da? Ce bine, du-te la sectorul ăla și apoi vin pe seară, astăzi zi de probă, fac evaluările și atunci vedem, de, discutăm de angajare. Ok, da, mai resta la, la sector, crece, nu va vine, vine șeful. Și nu, zice, cum e treaba, cum o mergi, zice, oh, binișor, binișor, ok. Bine, nu, frumos, zice, și câte vânzări ai făcut? Aceea, păi zice, o vânzare. E o vânzare făcută. Păi și chiar, zice, azi mi-a zis, am întrebat, ai ceva experiență vânzări? Și a zis că ai, că ceva, știi. Zice, și chiar nu ți-e rușine, ai făcut o vânzare și tu îmi găsești că binișor, dar chiar așa e rușinată. Păi colegii noi au făcut 45-60 de vânzări, fiecare la ce sector a trebuit și tu vin cu o vânzare. Păi șeful, ce știți, am făcut o vânzare, eu cred că e importantă, de-aia v-ați gândit binișor, am făcut o vânzare de 500.000 de euro, uitați-o aici banii sertari, toate îi pune la la gen, uite, i-am murat de trebuie, murați și dumneavoastră, ăsta să leșine. 500.000 de euro, ia, de ce n-am numai dat marfă, n-am văzut în magazin, n-am de aduce. Dar ce ai vândut mă la un ocelat de 500.000 de euro? Băi, prima dată? Băi, prima dată. Prima dată am văzut o crinche pescuit de la Semnicul. Nu, nu mă bonuț. Ia, după aia am văzut o crinche pescuit de la mijlociu mai mare decât la mic. Ia, după aia am văzut o crinche pescuit mare, mult mai mare decât, mai mare decât la mijlociu și foarte mare față de la mic. După aia am văzut plumburi, plute, undițe, molete, rachete, nailone, după aia patru gărezi de momeș, tătătăt și am văzut echipa mea. Jum! Salopetă, pătrufe, tot cu forme de rechii, de valerii, de alte, de scoși, și zice, după aia, zice, i-am zis, n-ai cizme, ăla, n-am cizme, cizme, tot perechea. Trebuie să ne la electric asta. Dai seama, mai dai cu soțul de pești pe jocul de corp, bun, o că, o că da, și cu ăsta, și aaa, ce-a pică, n-a ce-a pică, ai pică, două ce-a pică, am văzut că s-a zrutat la cizme, o chiar de ea cu polarăriță, nu-i pute varul de ochi, se face zone și ca tu nu mai bea de nici o plută nimic. Chiar, băi, omule, ai de tăte, crăcane, tăte, tăsete, l-am văzut, inclusiv mi-am văzut un colac de, ăsta, de, de salvare, că dacă trai și nu știi să n-au, ce-o să-i la rupi. No, și scaun, masă, pac, setul de vodcă, de apă, de sucuri. Și după aia le-am zis, măule, că nu trage peștele, ce faci? Lase, ce faci? Păi te duci în larg, vin în locul lacului și pescuiți de acolo. Că poate și obosesc să note până la mal, să aștepte să-i prind. Că dar nu știu să note, nicio problemă. Aici avem catalogul cu bărțile astea. Le-am văzut o barcă de 6 metri cu două motoare. Johnsonul de are de 150 de cai și am cu trabantă la cu care ai venit tu. Ai impresia că poți să tragi pe ridou cu ăsta cu care ai venit barca? Și ăla nu prea am apărut. Exact, nu mult să tragi, nici măcar n-ai cui. Și am văzut un chip de la Hammer H4 cu proiectoare H7, cu cui, cu pată, cu laze, peridocul și se margă. Ok, până aici toți buni, de mă, omule, când luna e la soluna, nici nu trage, nici nu pine, nici nu pine, vezi, atunci ce faci? Ce faci? Chiar șaba dai nici în la, nici în ăsta, și atunci merg la vânătoare. Pentru că în mijlocul lacului nu mă deschepule, mea. Pentru că fiecare lac este cât eu... Este o tufă care se continuă alte două, trei tufe, e acolo un răsăriș, după aia un pârc așa pădurice și acolo atât. Mitrețul cu col de arăit, dacă prioră e purașul, un fazan, o de ăsta și gata cu pescuitul. Mi-a lăsat. Și am vândut, normal, echipament de alb, de vânătoare, pot să merg cu de la cu scoși, pătine, la vânătoare. Și am vândut de la de munchi, de gălb, de ursul carpatin și cu, cu lupul, cu cheale, cu căprioara. No. Și chipul l-am lăsat, ăsta mai am vândut cauciucuri de pădure, iar o crapoane, că se margă pe, se patinează pe crești grăude și pe frunte. Și i-am zis, vezi că mistruțul nu poți să-l pui pe peridoc. Și ăla nu? Nu. Și am vrut o scurtă mică și cu o macaraua, să nu, să nu știu pășarele. Nu poți să-l pui, nu! Să nu știu pășarele când aburcă mistrețul, știi ăsta și căpriora și cerbul. Macaraua de-a frumos, avea legat de urmă, se pune acolo, hai, normal.
Adecismul, care deja mirosa o peste. Până a fi foarte tâmpit, așa, când se aici treaba asta pute. Și de aia, adecisme, forma alte cea pică, binoclu de apă timp de noapte de zi, inclusiv i-am văzut o sticluță, după ce am văzut puștile alea cu patru, cu trei ale lunete și cu lunete pătine de noapte de zi, 60 de feluri de cartușe diferite, inclusiv două grenade de defensive. Dacă vine ursul, i-am văzut inclusiv un set de Pampers, de ăsta care care vine ursul și-a rămas fără no, și pe urmă, i-am văzut inclusiv o sticluță mică de feromon de aia de cerb, de fapt de capră, de cerb, care mai are și dârma așa cu, ca și la aia de urs. Dă un pic pe scorța de la copac și cerbul vine, plăcește până de acolo și nu mai pleacă, nimic. Și tu poți și fără lunetă sau așa, după urmă, îl puși. Ăla deja tot i-a transpirat șeful de magazin, zice. Mă, și zice, no, și uitați, și după aia am văzut și o ceapică de aia ca să, de la cuă, cu urșii și o brățară și un cuțit de la, total uitați, 499, 99 de mii de euro, nu a avut mărunt 500 de mii, a numărat de 3 ori, și-o cu bani. Îți pune o întrebare. Îți pune o întrebare de final. Și magazin era deja bolnav. Deci noi, omule, mă, voi spun numele lui Dumnezeu, dar deci omul cela, deci pentru ce vine la noi magazin, cela care a vândut atâtea, pentru ce vine la noi magazin, că eu știu la ce sector te-a trimis. Păi ce-o vin să-i cumpere tamponii la nevastă. Știi? Dar bă, dacă ți-o pot du-te weekend, du-te la pescuit. Dar nu mă pricep. Nu te pricep, n-ai cât de la mine pescuit. Nu, mă las pe tu. Bine, mă!